Îți dorești o ieșire în natură la sfârșit de săptămână și te afli în zona Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, atunci noi îți recomandăm să vizitezi Cascada Lotrișor, o destinație ce nu trebuie ocolită. Cum vin spre Sibiu, ea se află pe partea dreaptă. Este o zonă forestieră, interesantă din punct de vedere peisagistic, cu locuri impresionante și păduri spectaculoase, arbori colosali și diversitate de specii de toate felurile. Cascada Lotrișor nu este una naturală. Ea a fost făcută de muncitori care la începutul anilor 70 ai secolului trecut au refăcut drumul forestier din zonă și au deviat cu râul printr-un tunel săpat în stâmbă. Cascada are o altitudine între 485 și 515 metri, căderea apei fiind de aproximativ 30 de metri. Traseul forestier până la cascadă are în jur de 2 km. Am mers pe acel drum fără să ne lăsăm grăbiți și după mult timp mi-am dat seama câtă liniște și încântare poate să aducă astfel de momente când nu alergi undeva, iar locul unde ajungi este atât de frumos cum mai este Cascada Lotrișor. Drumul este atât de evident încât nu ai cum să te rătăcești, el fiind marcat. Pe alocuri, râul este mai învolburat. Uneori, albia râului coboară câțiva zeci de metri sub nivelul drumului forestier. Una din bucuriile repetate ale ochilor noștri au constituit-o nenumăratele puriașe temporare cu cascade care se prelingeau de pe versanți. Este amenajat un parapet în fața cascadei care își aruncă apele tumultoase de la o înălțime de 30 de metri, perpendicular pe cursul râului. Suntem la o confluență a două râuri, cel care curge în lungul forestierului, Lotrișorul, și acesta care vine de sus, de pe stânca înaltă, cu un debit impresionant, celălalt rămânând în amonte un firișor firav de apă.